3, 2, 1 și mânuțele sus! Dacă e Crăciun, e orășelul de poveste. Clienții Orange au dat startul sărbătorilor de iarnă. Zeci de oameni au venit în scoarul catedralei pentru ca împreună să aprindă luminițele pomului de Crăciun Orange din centrul capitalei. Bradul decorat cu mii de beculețe a atras privirile tuturor. Feria sărbătorilor de iarnă a pus stăpânire pe orășelul de poveste. Fascinați, copiii s-au bucurat de momentele speciale pregătite pentru ei. Micuții au primit dulciuri, au salutat eroii preferați și au mers la carusel. Adulții au preferat târgul de Crăciun, unde au gustat din bucate tradiționale vinul fiert, dar nu au uitat nici de fotografii. Orange, ca totdeauna, are o expresie extraordinară. Aici simte atmosfera. Ceva frumos. Foarte multe lumini și, într-adevăr, simte atmosfera de anul nou de Crăciun. Minunat! Noroc de Orange, măcar un pic de atmosferă de sărbătoare în oraș. De-te-i ok. Super. Și copilul lui îi place. Atmosfera de basm a fost condimentată cu un recital susținut de formația Brio Sonores. Iar pe un ecran mare, vizitatorii orășelului de poveste pot urmări în imagini cele mai importante proiecte ale Fundației Orange. Ele ilustrează viața a peste 300.000 de persoane, beneficiare a peste 50 de proiecte sociale. Orășelul de poveste a fost amenajat cu suportul Samsung și Orange Moldova și va fi deschis zilnic până pe 8 ianuarie.